Salutare, dragi youtuberi! Clipul ăsta e un pic mai special, deoarece vă oferă jocurile din copilărie. Eu, sincer să fiu, aveam vreo 7-8 ani în Caransebeș. Mergeam la Pauleta, lângă piață, la școala numărul 2. Ne luam fise, ne băgam fise la aparatele alea de jocuri și ne dădeam în ele, frate, zi și noapte. Bine, erau zile în care nu aveam bani, dar mergeam să ne uităm cum se joacă alții. Și după un timp, după 2000, am avut primul meu joc acasă, de la Sega. Mi-a Sega Mega Drive și ceva de genul. Și trei joace, frate. Nu ca acum, dacă arăt la unul în pui mei din noua generație jocurile astea, zice că ești retard în pula mea, te face așa ceva. Păi habar n-au, ce viață era pe vremea aia. În fine, hai să începem. Asta e programul Fusion, cu care poți să te joci toate jocurile de la Genesis. Bine, format MD și BIN, cum se vede aici. Am oprit un pic sunetul de la original, că mă tem să nu fie drept de autor. Dar hai să încercăm să riscăm. Iauzi. Tot ce trebuie să faci este ori deschizi programul și iei jocurile, că le-am pus aici în ordine, în foldere, ori iei un joc, nu știu cum să zic eu, îl iei și îl arunci în program, ori dai acum dublu click pe el. Ca să-l deschizi direct, trebuie să dai tu, să intri la proprietăți, în joc, să dai aici la challenge și să-ți alegi programul din calculator, unde l-ai. După ce dai apply și ok și gata. Dar noi o să aruncăm așa, uite, gen. Luăm jocul și aruncăm aici. Hai că am dat și dublu click, dar am deschis mai o dată jocul. Nu-mi ziceți mie că nu v-a jucat voi jocurile astea în copilărie pe joc pe televizor. Nu vă cred, frate, ce? Bine, doresc să vă arăt cum facem configurația la butoane. Este foarte simplu. Ia să vedem ce sunet are. Eu asta mă tem drept de autor, știi, să nu fie probleme cu sunetul original. Ok, ce facem noi? Mergem la Option, dăm la Set Configuration, aici mergem la Controllers. Aici ne alegem cum să facem, în 3 butoane, în 6 sau una. Poți să-l rogi la mouse, de la cum vrei tu. Îi dăm pe 6 butoane, da? Îi dăm Define. Și jos de tot scrie Press the key to use for up. Adică sus. Don't left, right, așa. După aceea aici butonul ABC. Le luăm pe așa de lângă. Start cu the mentor. După aceea ZX, cap, C. Și Space dăm pe mod. Apply, ok și gata. Hai să vă arăt, să vă prezint jocurile cele mai importante, adică cu care am crescut noi și ne-au plăcut cel mai mult. Să aștept de la Double Dragon. Double Dragon, cum îi ziceam eu pe vremea aia. Hai mă, lăsăm sunetul acum, fie ce o fi, sper să nu ne ardă YouTube-ul. Era mai fain două. Nu ce repede, frate. Vă aduceți aminte? Ia zic că nu, că nu te cred. Bine, mă, cel mai jucat joc care a fost pe James Bond
Jurassic Park. Păi da, mă, dacă dau din sabie, mă bat ăștia acum. Mă rupe fâșul aici. Așa, Mega Man și Rock Man, deci aici îl avem băgat în pachet. Mortal Kombat. 1, 2, 3, 5, Ninja Turtles. Astea erau super faine. Mamă, ce bătaie mea, e frate, e care ne-am luat în viață. La perfect, mă, perfect. Dă-te dracu. Nu mă pot concentra acum că trebuie să fac, uite, Pac-Man, ce am vrut să vă Prince of Persia, nu, Sonic, Spider-Man, Street Fighter, da, ăsta ne jucam mai mult la aparate, la tonomatele alea de jocuri. Bă, ce mai vrem, mă, cu aia, pula mea asta. Băgam fisa, băgam fisa și ne jucam, ești prost? Făceam mult să mă joc cu Blanca să fie curentam. Man cu Honda am picat de ăte, drec. Poate mi-au și aici pe pizda. Bă, dar cum știi să dai, mă, cum tări cu piciorul ăla? Așa de jos, mă stai cam pus 6 butoane, bă, ce pula asta? Faci concentrația, spate, față. Nu vrea. Ba, uite. Ia de aici, tata. Ok, dar cel mai jucat joc dintre toate este Street of Rage 2. Asta e amintirea vieții noastre, cel puțin a mea, fraților, pentru că numai asta mă jucam când mă duceam la clubul de jocuri mecanice. Blondul ăsta îmi făcea mie să dau cu Axel. Ia-uzi. Ne-am întors cu aia în 2024 cu jocul retro. Ce zici? Vreau să n-avem probleme cu dreptul de autor. Unde fugi, mă, chelul ăla? Stai să-mi lăsa și un mouse. Să arunc cuțitul. O, băi, unul, băi, pandel cuțit în viața aia. Opa, m-ai ratat pe aia. Ia de aici. Dar nu-mi fac puuu ca vine bula in felul asta. Ce ziceți, fraților? Vă plac jocurile astea din copilărie. Acum pe calculator le joc simplu, niciun stres. Hai să ne batem cu pulitul ăsta aici, după aceea gata, schimbăm jocul. Ia
Nu mi-e prea de vreme, îmi pula mea. Dar deci nu mă tăia cu aia, că ne pute. Dar curat de ăla. Dar deci vrei să ne faci? Spade cu șanta. Bine, hai să încercăm mai 2-3 joace. Tasmania, Terminator, nu? Tiniton. Bă, avea și ăsta niște joace faine, nu știu exact care. Și nu știu dacă le prindem pentru Sega, poate erau pe Nintendo. Dar nu cred. Hai că nu mai știu, frate, că am pus iară 6 butoane, că e cel mai bine să ai pe 6 butoane. A, ce părere aveți? N-am sunetul, l-am oprit eu sau? Da, am dat dezabă. Bine, hai să mergem uite aici la pachetul de diverse, le-am pus în ordine alfabetică. Deci la greu joace, numai să vă aveți timp să le jucați, știi ce zic? Alien, Soldier, Alien 3, așa. Era fain Alien 3, trebuia să salvezi oameni. Bubuială, frate, pe jocul pe televizor, ești nebun. Cosmic Zone, mi se pare cunoscut ea. Nu e ăla cu treci prin cartea aia. Te bați cu ea, ba, ăla-i tata. Na, ce mai zici, bă, bă, jocuri din astea, dacă am existat și în ziua de astăzi, refăcute ar fi pe fain. Deci ia ceva de jos. Așa tot. Deci ne batem în revistă, ne plimbăm prin revistă și ne batem. Dar ce problemă nu poți să bagi ăsta? Ce are? Aici la mega punte. Îți mai desenez odată. Ce are aici? Nu cu aia, ce mă pară, nu e bine. Dar pe alea gem unde să ne ducem, în față sau coborăm în spate? Hai să vedem în față. Mare, asta de mare, da. Așa asta cu mare, să-i spune. Nu vrei mă ăla. Da, problema asta nu mai e nimic. M-am fumat toate emoțiile, de vreo ce mă fine, fraților, hai să ne oprim aici. Contra ce vorbești cu aia? Bine, astea cred că le mai am băgate și în Contra 2 și alealante sus, în ordine. Pe sistem. Hai bă, că mă plăcesez de UTM popular. Dau aici așa, pe spate, pe cel. Iau. Ce vă vreți cu aia? Asta a jucat mult cu frate, mi-am dubi. Ce v-am greșit, doamne, mi-a dat-o.
trebuie să mergi pe bine să le împlinit în pula mea, ne luăm cu toate astea, nu altă pe bine, nu fiind cu gata, ai frână. Am să vă mai arăt un joc, două, dar nu mai știu exact care erau alea. Mă scuzați că sunt bustul gol, frate, de o căldură de mori. Uite ca să vă arăt în puii mei, că nu vreau să vă mint. Aici avem 198 de jocuri. Cu 502 jocuri. Deci în total avem undeva la 818 jocuri. 502, 118, 198. La nou, nu? Că cel puțin 3 sferturi din ele le-am jucat. Le-am jucat și la jocuri mecanice, le-am jucat și acasă pe consoală. Ăsta e programul, vă faceți configurația la video. Nini are rost să dați full screen, că nu o să stea full screen, nu știu de ce, la rezoluție. Dar eu i-am dat la 1920x1080 pe Full HD. În rest, la nou, aici vă mai setați voi cum să se vadă jocul. Mai blurat, mai... Deci vă mulțumesc pentru vizionare și o să urmez următorul clip cu jocul de la Nintendo și Super Nintendo.